Leucemia. Simptome care uneori trec neobservate. Ce este leucemia? Este o formă de cancer de sânge care se caracterizează prin multiplicarea celulelor tinere din măduva osoasă și din sânge. Profesorul Coppo explică faptul că acestea sunt celule tinere care nu sunt mature și care ar trebui să devină adulte. Aceste celule contribuie la formarea de globule roșii normale, trombocite și globule albe și asigură transportul oxigenului, coagularea și apărarea organismului împotriva agenților patogeni. Doar în stadiul lor de imaturitate, aceste celule nu îndeplinesc aceste funcții și preiau măduva osoasă, împiedicându-o să creeze celule sanguine normale și funcționale. În plus, este important să se facă diferența între diferitele forme de leucemie. Există două forme de leucemie. Leucemie acută. Leucemia acută apare brusc fără a provoca simptome de avertizare. Deși poate rămâne tăcută, cel mai adesea provoacă o deteriorare rapidă în starea generală și apariția simptomelor care indică incapacitatea măduvei osoase de a produce celule sanguine normale datorită dezvoltării celulelor leucemice. Complicațiile sale pot rămâne periculoase și necesită cel mai adesea spitalizarea pacienților cu această boală. De asemenea, reducerea globulelor roșii din sânge, anemie, determină semne de avertizare precum paloare, respirație scurtă, oboseală, creșterea frecvenței cardiace, scăderea nivelului de trombocite, trombocitopenie, determină sângerări de la nivelul gingiilor sau nasului, hematoame, vânătăi. În timp ce scăderea numărului de celule albe din sânge prezintă un risc de infecții. De asemenea, putem distinge aspectul ganglionilor limfatici, creșterea dimensiunii splinei sau a ficatului, a gingiilor umflate sau chiar a leziunilor minime ale pielii. Leucemie cronică. Leucemia cronică este mai des întâlnită la adulți, dar simptomele apar târziu și într-un mod mai discret. Leucemia limfoidă cronică este adesea detectată întâmplător în timpul unui test de sânge. Când acesta din urmă arată o creștere anormală a numărului de limfocite, medicul poate suspecta boala. O examinare numită imunofenotipare a celulelor asociate cu examenul clinic al pacientului relevă stadiul de dezvoltare a bolii. Simptomele apar treptat și mulți oameni declară că se simt rău și se simt în general obosiți. În ceea ce privește leucemia mieloidă cronică, este o boală care progresează lent și în majoritatea cazurilor rămâne asimptomatică, în special în primele luni sau chiar în primii ani. La fel ca leucemia limfoidă, este descoperită și în timpul probelor de sânge sau al ultrasunetelor din regiunea abdominală,